Astăzi ne aflăm în situația pe care dumneavoastră o aveți, un șantier în lucru pe toată lungimea falezei Deltei Dunării. Investițiile sunt destul de importante și vreau să dau un amănunt. Ele au pornit din dorința, voința și necesitatea pe care orașul Tulcea o avea. Mă refer aici la un port de nivel european, la un port care să satisfacă nevoile și necesitățile privind transportul de pasageri în Delta Dunării pentru o fluidizare a acestor transporturi și, de ce nu, foarte important, transportul de mărfuri în Delta Dunării și din Delta Dunării. Nu trebuie să uităm că aici, în portul Tulcea, acostează anual peste 200 de nave de croazieră care vin din țările vestice și mă refer aici pe parcursul Dunării, din, în mod special din Germania și din Austria, care aduc foarte mulți turiști aici la noi în Delta Dunării și în județul Tulcea. Este o investiție care, din punctul meu de vedere și a tuturor cetățenilor județului și a municipiului Tulcea, reprezintă poarta de intrare în Delta Dunării. Reprezintă prima imagine sau primul impact pe care turistul îl are cu județul Tulcea și, până la urmă, este locul unde pune piciorul prima dată pentru a se deplasa sau a merge și a vizita Delta Dunării. Ca și funcționalitate sau ca și necesitate pentru locuitori și pentru turiști este că faleza Deltei Dunării are dublu rol. Odată pentru fluidizarea, siguranța transportului naval în Delta Dunării, modul și rapiditatea cum navele vor acosta la cheiul vertical și, bineînțeles, la cel pereat din 1510 metri lungime pe care acest port se întinde ca și lungime, mai are un alt rol de care tulcenii și turiștii aveau nevoie. Va fi o zonă de promenadă, spun eu, specială, o zonă de promenadă care să facă plăcere celui care pășește sau care locuiește în județul Tulcea să o facă pe această faleză. Faleza din Tulcea, eu pot să spun și cu responsabilitate spun acest lucru, va fi o piesă de rezistență în ceea ce înseamnă puncte de atracție din municipiul Tulcea. Din punctul meu de vedere, va deveni pe viitor o destinație pentru turiștii din România și turiștii din străinătate. Din punct de vedere hidrotehnic, va fi o lucrare de reper, cred eu, pentru tot ceea ce se va întâmpla și sper că se va întâmpla de-a lungul Dunării cu celelalte porturi românești. Cred că putem fi luați ca un exemplu de bună practică. Lucrurile vor arăta, sper eu, într-un mod spectaculos, frumos, plăcut ochiului, astfel încât tulcenii, locuitorii, copiii, bătrânii să găsească un loc unde să se plimbe cu drag, să facă plimbarea în zilele de sărbătoare, plimbările zilnice, pentru că în Tulcea nu sunt multe locuri, în afară de piața civică, faleza din Tulcea și mai există o altă locație, lacul Ciuperca, unde tulcenii pot să-și petreacă timpul liber. Dar eu cred că faleza din Tulcea va fi de departe numărul 1 pentru tulceni în ceea ce înseamnă petrecerea timpului liber. Să nu uităm că aici în spate, de asemenea în fața mea, vor fi terase, vor fi restaurante, vor fi locuri de atracție pentru copii, vor fi și alte lucrări care vor ridica nivelul de frumusețe a acestei locații. Eu garantez și asigur pe toți cei care locuiesc în Tulcea și care vor veni aici că vor găsi un loc de mare impact vizual și cred că îi vor determina să rămână în municipiul Tulcea mai multe zile, nu doar o noapte de tranzit, mai multe zile, astfel încât să poată vizita și alte locații frumoase pe care municipiul Tulcea și județul Tulcea, în proximitatea orașului Tulcea, le are și pot fi vizitate. Să nu uităm de acvariu, de muzeul de artă, de Casa Avramide și multe altele pe care le putem regăsi aici în orașul Tulcea și altele care sunt în proximitatea orașului Tulcea. Este o investiție care sperăm noi la anul, în toamnă, să putem face primii pași, să ne putem plimba, să ajungă într-un stadiu de execuție de
80-90%, iar în 2023 să putem să ne bucurăm cu toții de finalizarea lucrărilor și de un spectacol al ochiului, nu alt gen de spectacol, al ochiului, spun, atunci când vom avea primul impact cu lucrările finalizate în totalitate. Asta este țelul nostru, asta este dorința noastră și nu astea sunt lucrurile importante. Asta a fost dorința tulcenilor. Zgomotul dat de utilajele care lucrează în spate, pe cele două puncte de lucru, probabil că creează în momentul de față un mic disconfort. Sper că cele spuse de mine au fost auzite destul de bine, pentru că, așa cum toată lumea poate observa, este un zgomot continuu, toată ziua, toate zilele, inclusiv sâmbetele, mai probabil mai puțin duminica, se lucrează într-un ritm, spun eu, foarte ridicat. Zicala românească, fără să spargi ouăle, nu poți să faci omleta, deci eu îmi cer scuze pentru un anumit deranj pentru locuitorii din zonă. Aceste investiții care vor schimba fața locului, fața orașului Tulcea, a județului Tulcea, au fost date de beneficiul pe care noi l-am obținut prin acest fond special, acest instrument special pe care județul Tulcea l-a avut la dispoziție, și vorbim de acest ITI, așa cum îl știm cu toții, care ne-a dat posibilitatea să aplicăm pe toate domeniile importante în baza unei strategii făcute de Banca Mondială cu toți stakeholderii din județ și cu toată lumea care a pus la dispoziție idei, concepte pentru dezvoltarea județului nostru. Să nu uităm că important pentru județul Tulcea este un pilon, și anume, pe care îl regăsim în strategia de dezvoltare a județului Tulcea și strategia ITI, turismul. Lungimea totală a cheului care este în lucru este 1510 metri mai exact. Este o infrastructură portoară cumva aranjată pentru a deservi atât traficul de persoane pentru Delta, turism, cât și pentru marfă. Sunt sectoare oarecum diferențiate. Lucrarea este tronsonată pe 6 tronsoane. Primul tronson, cel din Amonte, este destinat traficului de mărfuri. Este o infrastructură portoară solidă. Sunt două sectoare, aproximativ 270 de metri, unde este și cheul pereat cu acostare la ponton, dar preponderent este cheul vertical. Este un perete etanș din coloane armate secante, care ajung până la 32 de metri adâncime, deci de undeva de la 22 până la 32 de metri adâncime. Partea grea, să spunem, de forță a proiectului este acest cheu vertical din coloane secante. Aproximativ pe tot proiectul sunt în jur de 2100 de coloane armate cu lungimile care am zis, de la 20 până la 30 ceva de metri. Asta înseamnă undeva spre 40 de kilometri de foraje, lucru care nu se vede, e practic în pământ, dar asta este structura de rezistență propriu-zisă. Sunt niște volume de lucru și de materiale însemnate, socotit, grosomodo, nu intrăm în farmacie, să spun așa, dar asta înseamnă peste 50-60 de mii de metri cub de beton, cu cantitatea aferentă de oțel, care e semnificativă, discutăm de mii de tone de oțel,